Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Asociația Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, în parteneriat cu Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, au organizat în această săptămână o școală de excelență la Mănăstirea Sihăstria Putnei. Între obiectivele proiectului s-au numărat dezvoltarea profesională a medicilor rezidenți, prezentarea progresului cercetării științifice din domeniu, precum și dezvoltarea unor centre de recuperare în această zonă a țării. Cursurile școlii de excelență de la Mănăstirea Sihăstria Putnei au început marți. Proiectul subliniază importanța terapiei duhovnicești și a consilierii spirituale în abordările clinice. Dorim să subliniem importanța recuperării și reabilitării pe toată perioada vieții, de la copil până la bătrân, dar nu numai acest lucru, ci subliniem integrarea și abordarea holistică a medicinei cu partea spirituală că o recuperare medicală doar a trupului este incompletă și recuperarea este necesară atât de parte sufletească cât și pe parte trupească. Acest eveniment vine și în completarea nevoilor și proiectelor pe care Arhiepiscopia Sucevești Rădăuților le-a demarat pentru a crea o punte de legătură între profesioniștii din domeniul recuperării pentru a completa recuperarea din centrele sociale și a dezvolta centre de recuperare medicală profesionale, alături de profesioniști din centrele medicale, centrele universitare și institutele de cercetare și dezvoltare ale României. O manifestare oarecum în premieră, dar care efectiv s-a dovedit benefică atât pentru calitatea de forum de specialitate al Ministerului Sănătății în întregul teritoriu al României pe probleme de recuperare medicină, fizică și balneoclimatologie ale Institutului Național, cât și implicarea tot mai activă în viața socială pentru oameni, căci Dumnezeu lucrează prin oameni și pentru oameni. A Mănăstirii puna și deci a reprezentanților bisericii, oameni de altfel, extrem de receptiv la aspectele academice. Noi, ca institut, urmărim în fiecare zi să creștem calitatea atâta noastră ca institut, cât și a specialității pe care o reprezentăm. Am primit o invitație pe care am onorat-o de a susține aici, în cadrul Mănăstirii Sihăstria Pudnei, un workshop, o sesiune de școală de vară, care se adresează medicilor rezidenți, chiar tineri, în ideea de a-i ajuta să înțeleagă mai bine ce înseamnă această specialitate, de a înțelege și de a învăța cum trebuie să-și crească calitatea actului medical. Această experiență a fost una inedită și, într-adevăr, a fost real benefică, că a fost și o manifestare științifică în plen mare și au venit cadre universitare foarte importante pentru specialitatea noastră. A fost de bun augur și pentru medicii mai tineri, pentru medicii rezidenți, un fel de școală de vară în care am prezentat activități practice care i-au ajutat pe. Să-i ajute pe medicii rezidenți mai departe în profesia care și-au ales-o. A fost o experiență covârșitoare, aș putea să spun, din toate punctele de vedere. A fost foarte frumos. Suntem și într-un loc atât de special. A fost și o experiență spirituală, și o experiență de cunoaștere a unor locuri atât de frumoase, dar și a unor persoane de un adevărat calibru, și cărora le sunt recunoscători că i-am putut asculta, că ne-au explicat îndelete niște noțiuni de care nu știam până la momentul ăsta fiind la început. A fost o experiență deosebită pentru noi. Chiar am pus bazele unei colaborări intradisciplinare, se vorbește tot timpul de colaborare interdisciplinară, dar a fost foarte frumos să ne cunoaștem mai bine între noi, să ne învățăm unii pe alții ce știm. Evenimentul are rolul de a consolida parteneriatul între Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie pentru dezvoltarea unor centre de recuperare și balneoclimatologie, în prezent șase astfel de proiecte au fost demarate în eparhie